Salutare tuturor, mă aflu astăzi alături de Ionut Panțăru, care joacă la CSM Politehnica Iași. Și salut, Ionut. Salut. Și vom face 3 provocări bazate pe fotbal, dar și după cum v-am obișnuit, alte lucruri, cum ar fi The Impossible Challenge. Ionut își va face Dream Team-ul și îi voi adresa câteva întrebări prin care vreau să vă inspir și pe voi. Albastru. Galben. Portocaliu. Așa. Verde. Galben. Spune-mi, ce îți place să faci în timpul liber? Îmi place să merg la tenis de masă, să joc FIFA pe PlayStation, să ies la plimbare cu sora mea și cam atât. La această rundă, să spun așa, provocare, întrebările vor fi doar din perioada în care Ionuț a jucat pentru Poli Iași, deoarece nu aveam date dinainte. Așadar, în ce meci ai debutat pentru Poli Iași? În meciul cu cei de la CFR Cluj. Corect. Împotriva cărei echipe ai marcat golul pentru Poli Iași? Steaua. Corect. Câte cartonașe galbene ai? 3. Mai mult? 5. Mai puțin? 4. Câte pase de gol ai? 2. Mai mult? 3. Da. Prin aproximație la sute, câte minute ai jucat pentru Poli Iași? 1400. Mai mult? 1600. Mai mult? 1900. Mai mult? 2200. Mai puțin? 2100. Corect. Ce sfaturi le dai tinerilor care urmăresc acest filmuleț și vor să devină fotbaliști profesioniști în Liga a doua sau în Liga a întâi chiar? Ce aș putea să le zic eu? Să muncească cât mai mult, să facă sacrificii, pentru că fără sacrificii nu vor reuși niciodată. Să fie serioși și să arate că chiar își doresc asta. În câte meciuri ai jucat? Cred că 35. Mai mult? 40. Puțin mai mult? 42. Mai puțin? 41. Împotriva care echipe ai jucat în Cupa României? În Cupa României, Slobozia. Da? Împotriva care echipe ai jucat în ultimul meci din play-off? Viitorul? Nu. Play-off. Ultimul meci. Steaua, nu? CFR? Nu. Craiova? Da. Cât de importantă este prezența și încurajarea suporterilor din tribune pentru voi în timpul unui meci? Da, suporterii contează foarte mult pentru jucătorii de fotbal. Parcă ești împins de la spate, să zic așa, când ai foarte mulți suporteri pe stadion.
Ionuț, spune-mi, te rog frumos, care este dream team-ul tău? Deci Keylor Navas, Dani Alves, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Rakitic, Neymar, Ronaldo și Messi. Okay.